Israelul a raportat oficial primul caz din lume de flurona, infectarea simultană cu COVID-19 și cu virusul gripal. Este vorba despre o femeie nevaccinată care a născut recent. Dubla infecție, supranumită Flurona, a fost descoperită la o femeie care abia născuse la centrul medical Rabin, potrivit The Times of Israel. Profesorul Arnon, directorul departamentului de ginecologie al spitalului, a declarat că femeia a fost testată pozitiv pentru ambele virusuri imediat ce a ajuns la centrul medical și că medicii au făcut o dublă verificare pentru a confirma cazul. Acesta a adăugat că femeia nu fusese vaccinată împotriva niciunuia dintre cele două virusuri, dar că nu avea simptome deosebit de puternice. Deși acesta a fost primul caz documentat al unei persoane infectate simultan cu ambele virusuri, experții în sănătate cred că există și altele care nu au fost diagnosticate. Ministerul israelian al sănătății studiază acest caz pentru a vedea dacă ar putea provoca boli mai grave. Cazurile de COVID-19 în Israel sunt în prezent în creștere, cu aproximativ 2308 cazuri noi raportate pe zi. Peste 16 milioane de doze de vaccin au fost administrate în țară de când a început noul val al pandemiei, ceea ce înseamnă că aproximativ 92,3% din populația Israelului, de peste 9,2 milioane de locuitori, a primit două doze. În pofida ratei ridicate de vaccinare, datele arată că Israelul se află pe locul 4 în Asia și Orientul Mijlociu în ceea ce privește numărul total de cazuri de COVID-19 raportat la populația țării, relatează Digi24.ro.